lovitură cumplită pentru familia Denisei Răducu. Sunt la un pas să piardă tot. Mihaela Torcea are amănunte. Mihaela, bună ziua! Bun găsit, Laura, așa cum ai spus și tu, familia Denisei Răducu este la un pas să piardă tot. Mai exact, sora Denisei este la un pas să piardă procesul pe drepturile de autor. Aceasta a deschis un proces împotriva fostului impresar al artistei Liviu Dovleac, dar și împotriva 7 case de producții. Zilele acestea, însă, judecătorii au respins cererea, pe motiv că aceasta nu ar fi plătit taxa de cerere. Cererea este legată de obligarea acestora pentru a plăti sumele încasate cu titlu de autor pentru piesele artistei. I-am contactat și noi pe membrii familiei pentru a afla ce au de zis despre această situație. Haideți să urmărim ce au avut de declarat. Noi nu am dat nicio persoană fizică, nu am chemat noi în judecată, nu i-am dat în judecată. Noi ne-am cerut drepturile de autor. Instanța de judecată au ajuns la concluzia că trebuie să-i cheme, deci în fața comitetului de judecată, practic să vadă, să convingă instanța de judecată de neregulile care le-au făcut. Între care și fostul impresar, bărul lui petiției mele. Noi mai aveam un termen luna asta. Nu știu ce să vă spun. Eu o să iau legătura cu fata și o să întreb. Eu știu că noi am plătit niște taxe, niște... Deci, astea la judecătorie? Dar nu știu... Deci să vă spun sigur dacă și taxa asta de care ziceți dumneavoastră trebuia sau a plătit-o sau n-a plătit. Nu știu ce să vă spun. Săptămâna trecută știu că a fost termen. Nu știu ce sentință să avem, știu că mai urmăm nu știu ce probleme. Am nu știu ce să vă spun. Știu că suntem la zi cu plățile, dar asta nu știu ce să vă spun. Taxa aceea de care se specifică a fost plătită, dar nu s-a luat în considerare. Va fi cerere de reexaminare care va avea un termen, nu știu, până în, undeva până în 31 mai. Dar nu a fost respinsă. Dar dumneavoastră aveți o chitanță ceva prin care să dovediți că a fost plătită acea taxă, nu? Sigur. Am înțeles. Este vorba de o sumă mare? Eu vă spun că am plătit până în 10 milioane, undeva între 9 milioane și 4 și 10 milioane, nu are țin exact. Inițial va fi o cerere de reexaminare. Cel târziu la sfârșitul săptămânii viitoare trebuie depusă. După baza cererii de reexaminare, se va lua în calcul că a fost plătită taxa respectivă și se va demara procesul în continuare, cu strângerea de probe și cu demersurile aferente lor. Eu, sincer, mi-aș dori să termine mult mai devreme, adică să nu ajungem la un final cu verdict de judecătorești. Dar dacă ei nu se pun în contact cu noi... Dragii mei,